Duminică 2 iulie, în Comuna Cornulungii, a avut loc ediția a treia a Festivalului Produselor Tradiționale. Acest festival, mai captivant cu fiecare ediție, are rolul de a promova produsele tradiționale din zonă și de a aduna comunitatea locală în jurul valorilor și tradițiilor populare pe care oamenii din această regiune le-au moștenit și pe care încearcă să le tezaurizeze. Să uit o jucă mă. Asta-i foran două părți, joacă o mine să mă. Dar și eu cu mândruța, să uit o jucă mă. Și n-o grade și la nonte și-am diri-diri-da. Ora asta care-i mândră, tai diri-diri-da. Bucurie omul nu-i ram diri-diri-da. Jocul sus și gândul lor, rapai, diri, diri, da. Hai, lași-o, lași-o, lași-o! Până la tătini, fătă! Hai, 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 șari ochii negreșori, dar când mă trebat să mă rămână. Mă-ntra mie să-și viacă, când grai cu covineacă. Duminică, sub lumina orbitoare a unei zile autentice de vară, a început cea de-a treia ediție a Festivalului Produselor Tradiționale. Manifestarea, care a avut o agendă bogată, s-a deschis cu un adevărat târg al produselor tradiționale, la care, după luările de cuvânt ale oficialităților invitate, primarul comunei Gheorghe Fron a înmânat mai multe diplome de cetățean de onoare, cadrelor didactice din școlile locale, precum și unor personalități din domenii diverse care au contribuit la prestigiul comunei și care au sacrificat o bună parte din viața lor pentru viața și cariera altora. Muncă multă, dăruire și devotament, tradiție, instruire, educație, cântec, joc și cinstirea locuitorilor care se dedică oriunde ar fi în lume pentru binele comun și care sunt omagiați de către cei aleși să conducă destinele localității. Astfel au fost răsplătiți pentru munca și devotamentul lor de-a lungul anilor, cetățeni care au rămas în memoria celorlalți cu faptele lor. S-au acordat un număr de 21 de diplome de cetățeni de onoare, amintind printre aceștia Ilieș Olimpia, Donciu Dorin, Confler Georgeta, Aniculoesei Tatiana, Donciu Manuela Sanda, Bologan Nicolae, Tănasă Ana, Cașvan Ana Maria, Adumitroaiei Vasile, Maftei Gheorghe și mulți alții. În fiecare an, noi pe cei care merită îi facem cetățeni de onoare. Anul ăsta a fost anul doctorilor, a sportivilor și a profesorilor. Felicitări și vă doresc multă sănătate și să aveți numai succese acolo unde veți merge și să ne reprezentați cu cinste Comuna Cornulungii. Doamne ajută! Evenimentul a continuat cu un spectacol tip la Hora Satului, susținut de orchestra populară Rapsozii Botoșanilor, solistele Elena Mândrescu, Petronela Rusu, Laura Ștefănescu, Constantin Petrescu, Dan Doboș, Angelica Flutur, Grigore German,
Ciprian Pietroaie, ansamblul folcloric din comuna Cornuluncii, grupul folcloric Opcena Stănișoarei din Mălin și grupul folcloric Mugurașii din Cornuluncii. După înmânarea unor diplome de excelență cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie, a urmat balul gospodarilor, nu înainte însă ca invitații să fie poftiți simbolic la stână, unde s-au ospătat cu berbec la proțap, tocăniță de oaie, miel la ceaun și multe, multe alte bunătățuri. Oaspeții veniți din Republica Moldova, Suceava, fălticeni, turiști, locuitori ai comunei, plecați departe și întorși acasă special pentru acest eveniment, împreună cu ceilalți locuitori ai comunei, au petrecut această zi de vară frumoasă și sărbătoare până târziu în noapte. Domnule primar Gheorghe Fron, a treia ediție a Festivalului Produselor Tradiționale din Cornuluncii. Unii spun că dacă prima și a doua ediție scapă de moarte, după aceea trebuie să o duceți până la capătul lumii. Cum e? Este bine, este frumos, este multă muncă, dar ne bucurăm pentru că avem ce arăta, avem tradiții, avem meșteșuguri, avem produse tradiționale, avem o zestre lăsată de strămoșii noștri și este o mare mândrie să le arătăm la toți românii. Aveți optimism, aveți o zi frumoasă de vară, o zi chiar extrem de frumoasă, neașteptat de frumoasă și mai aveți încă ceva. Mai aveți multă răbdare, până când? Până să termină festivalul, nu? Programul. Astăzi, dar în general, generic vorbind, cum văd oamenii întâlnirile acestea care sunt mai mult decât niște serbări câmpenești anuale? Deci, așa este o tradiție la poporul român, ca după o perioadă de muncă să aibă o sărbătoare, să întâlnească cu cei dragi, să întâlnească cu prietenii și să bucure de realizări. Asta este și pentru noi acum, este o bucurie, este o mândrie, este o sărbătoare, pentru că avem cu ce ne lăuda. Păi acum începe secerișul, nu? Că nu s-a terminat încă la dumneavoastră și întotdeauna înaintea marilor bătălii cu agricultura parcă se întâmplă asemenea întâmplări. Păi toate sărbătorile creștinești nu sunt puse întâmplător. Ele exact cam la un ciclu de 3 luni de zile există o sărbătoare mare, pentru că este această bucurie că ai secerat sau că ai semănat, ai trăierat, ai pus în pod, ai cules struguri. Nu știu, un pic de trăire, nu de viață, nu numai de Așa s-au distrat strămoșii noștri și așa trebuie să ducem și noi tradiția mai departe. Politicienii v-au onorat astăzi că dumneavoastră sunteți o gazdă extrem de generoasă și de primitoare, chiar și la ore neconvenționale. V-au venit? Da. Deci a venit domnul ministru secretar de stat Eugen Uricec și am fost foarte încântat, pentru că comuna Cornuluncii este străbătută de apele râului Moldova, distanța de 18 km. Apa ne aduce și multă bogăție, dar câteodată ne mai aduce și stricăciuni. Și de aceea am fost încântați, pentru că în comuna noastră sunt mai multe șantiere pe râul Moldova și mai avem câteva păraie pe zona de munte, pe râul Sasca Mare, Șânca, Săscuța, pe partea asta în Bucovina avem Corlata, Sejăroaia, care din când în când ne mai fac și necazuri. Și domnul ministru ne-a ajutat ca să scăpăm de aceste neajunsuri. A, deci e și cu ajutorul pentru comunitate. Da, nu cu prezența la festival. Păi, de asta ne-am și bucurat că a venit, pentru că este un prieten al comunei, ne-a ajutat la necaz și l-am primit frumos la bucurie. Atunci eu vă însărcinez să stați până la miezul nopții, să-i petreceți pe toți acasă, dar lucid și vertical. Da, mulțumesc. Adică, cu alte cuvinte, mi-a spus să beau numai apă.